vrea să scot în evidență doar câteva cuvinte pe care preasfințitul nostru Ioan citează în cuvântul înaintea cărții, de fapt preluând îndemnul papii Ioan Paul al II-lea din 7 mai 2000, rostit cu ocazia comemorării ecumenice a martirilor credinței din secolul al XX-lea. Care aduce aminte de marturi eroici ai credinței din secolul al XX-lea înseamnă a pregăti viitorul, asigurând temeiuri solide speranțe. Noile generații trebuie să știe cât a costat credința pe care au moștenit-o pentru a primi cu recunoștință propria Evangheliei și pentru a lumina cu ea noul secol și noul mileniu. Dau cuvântul Părintelui Francis Ungureanu, pentru că el este postulatorul cauzei. Părinte, aveți cuvântul. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Sunt așadar în fața dumneavoastră în calitate de postulator al cauzei. Fac pentru prima dată în mod public și mă bucur să fie o fericită ocazie ca aceasta a lansării unui volum foarte, foarte important. Cei care suntem oarecum familiarizați cu Sfinții ne aducem aminte că primii Sfinți erau martiri. Ei erau cei care le-au recunoscut ca atare, cei care intrau imediat după moarte în cult. Se aducea imediat un cult în biserică. Și aceasta se făcea și pe baza unui document, anume Actele Martirului acelui Sfânt. Ulterior, nu s-au mai făcut astfel de acte, iar în timpurile noastre actele erau ascunse foarte bine. Arhive bine închise cu lacăte și paznici nu vedeau voie ca să se vadă cum anume s-a petrecut martirul unuia ca Vladimir Ghica. Datorită unor studioși ca domnul Emanuel, ca alții și alții, am reușit să cunoaștem aceste acte ale martirului lui Vladimir Ghica ca și ale celorlalți martiri. Și acesta este un pas foarte important în ceea ce reprezintă în zilele noastre ridicarea la cinste altarelor a unei persoane care a murit în faimă de martiriu sau în faimă de sfințenie. Fără astfel de documente, fără ca să fie verificată faima populară a unui martir, este greu ca să fie purtată să se ducă mai departe un proces de verificare. De aceea, iată, este foarte important că luăm în față acest volum care cuprinde, în a doua parte, tocmai actele martirului. Și în procesul de la Roma, acolo unde a ajuns acum dosarul de verificare, acesta este, zicem, cuiul lui Petelea, spre cheia prin care se poate deschide o ușă ca să putem merge mai departe. De aceea, primul meu gând este acela de recunoștință pentru toți cei care au lucrat la această carte, pentru toți cei care au făcut posibilă apariția acestei cărți și, în al doilea rând, pentru dumneavoastră care veți citi această carte. Pentru că, numai cunoscând cei care deja îl știți, poate că nu aveți nevoie, dar mai ales pentru cei care nu cunosc bine pe Vladimir, mai cunoscând aceste acte, ne putem da seama de greutatea actului martirului prin Vladimir, de importanța acestuia pentru viața bisericii, viața bisericii de acum. Este un pas pe care îl facem înainte. Este un pas sigur. Un pas care ne apropie mai mult de ceea ce va fi beatificare, adică recunoașterea oficială a martirului și beatificare. Și, cu siguranță, o astfel de carte va ajuta și la creșterea dorinței noastre de a ne ruga prin mijlocirea privatului Ghica, deocamdată în mod privat, ulterior și în mod public, după ce va fi beatificat, cerând haruri. Știți că dacă pentru beatificare
de ajuns verificarea martirului, în cazul lui Vladimir Pita și în cazul tuturor martirilor, pentru canonizare, pentru ca ea să fie declarat sfânt în biserică, este nevoie ca Dumnezeu însuși să indice faptul că Vladimir Pita este în ceata fericiților din cer și este gata să mijlocească harul pentru noi. În alte cuvinte, avem nevoie de o minune pentru canonizare. Dar pentru aceasta trebuie să ne pregătim deja, să știm cum cerem și să fim convinși că cerându-i Lui un har, îl putem și primi. Încă o dată mulțumesc pentru acest volum, pentru munca pe care a depus-o tot editorii. Ne rugăm și pentru fericirea veșnică a autorului, Părintele Horia. Și sperăm ca în viitorul cel mai apropiat să putem face și o lansare de altfel, adică de activitatea însăși. Vă mulțumesc! Mulțumim! În continuare va vorbi sora Francisca Bălădăceanu. De faptul că m-am aflat acum că trebuie să spun ceva și mă gândeam în primul rând de ce să vorbesc eu. În calitate de ce? Pentru că sunt aici mulți de față care au mult mai multă îndreptățire să vorbească și sper că o vor și face. Dar sunt doar ca martor al nașterii cărții, pentru că am citit-o de nenumărate ori în corectură în diversele ei ipostaze. Prima parte este o carte esențialmente pe care o cunoaștem și am citit-o cu toții și am recitit-o cu un drag, Monseniorul Horia Cosmonis. Adaosul, chiar și acolo, sunt o serie de note care rămânesc, ne fac să înțelegem mai bine contextul. Ce are cartea deosebit față de multe biografii? Că Părintele Horia Cosmonis a vrut să scrie numai lucrurile pe care le-a trăit el personal, adică pentru care poate da mărturie directă față de toate celelalte biografii. În ce constă Adaosul? Cartea Monseniorului se termină în 1948, când autorul ei a fost din nou arestat. Ce s-a întâmplat după aceea? E prima dată când se publică în România o lucrare de genul acesta. Adică Emanuel Cosmovici, aici de față, care este un erou al arhivelor, a săpat în toate arhivele cu putință, a găsit nenumărate fonduri în țară, în străinătate, în care a găsit documente despre Monseniorul Chica, pe de-o parte, și pe de-o parte a stat de vorbă cu mulți martori care l-au cunoscut direct și care l-au însoțit în perioada cea mai grea, să spunem, și mai glorioasă a existenței sale în închisoare și momentul când a trecut în veșnicie. Ei, asamblarea acestor dovezi din arhive, din mărturii, din agentele Monseniorului, care în mod înțelept se termină în 1947, cei care sunt cel puțin din generația mea știu de ce spun în mod înțelept, pentru că era riscant să cadă mâna cui nu trebuie și pot mă să ia securitatea la întrebări pe toți cei de pe liste. Bun, deci, coroborând toate acestea, căpătăm o imagine aproape de zi cu zi a activității Monseniorului, pe de-o parte cea zisă publică, adică activitatea lui pastorală, și pe de-altă parte cea lupta clandestină, să spunem, pentru a ajuta Biserica să-și păstreze legătura cu Roma, deci catolicitatea. Citind toate aceste lucruri pe care fiecare o să le descopere cu, poate pentru unii cu uimire, pentru alții cu aducere aminte, mi-am adus aminte, am reconstituit atmosfera pe care o simțeam numai ca copil mic, să spunem. Dar mi-aduc aminte că aveam
Deci, dacă pot să mă aduc o garanție de autenticitate, e extraordinar că se naște din toate aceste documente și mărturii atmosfera prigoanei în care s-a trăit și în care unii cu eroism au păstrat catolicitatea bisericii. Cred că aveam 5 ani când am învățat expresia latinească ex opere operato și am știut ce înseamnă, pentru că lumea se întreba cu care conducător bisericesc este legitim sau nu, dar e excomunicat sau nu excomunicat. Dar dacă te duci la el la spovadă sau la liturghie, e valabilă sau nu? Așa că știam la 5 ani că e valabilă, indiferent de starea sufletească respectivului. Tot așa știam foarte bine la vârsta asta, niciodată să nu vorbești cu nimeni în biserică, niciodată să nu spui ceva la telefon despre biserică, niciodată să nu dai un pachet în biserică, fiindcă sunt ochi și urechi acolo care ascultă tot. Generația mea și cei mai mari își aduc aminte. Poate că tineretul nu știe toate lucrurile acestea și e foarte important să știe cât a costat credința noastră, ca să citez. Așa că citiți cartea și faceți-o cunoscută la generațiile mai tinere. Mulțumesc! Mulțumim! În continuare, va vorbi domnul Emanuel Costumovici. Onorată asistență noastră, simțite arhiepiscop, simțite episcop. Această carte are mai mulți inițiatori și este într-un fel o lucrare colectivă și nu ne aparține. Noroc că am ascultat de postulator, zice, hai să publicăm cartea Monseniorului. Într-adevăr, știm astăzi, Monseniorul Gregorie Costovici, o carte bună, importantă, fiindcă e martor de vizu cu cere Vaticanul. Să știți că în biografiile din lume, trei sunt de vizu, adică martor direct, Yvonne Etienne, Jean Doja și Suzanne Marie Durand. Restul au făcut ce au vrut, ce au putut cu entuziasm și deci e a patra biografie importantă, haideți să o publicăm. După aceea ne gândeam, hai să facem o serie, să punem mult din ce am găsit, fiindcă în ultima vreme am descoperit, este un miracol. De, în ultimii 3 ani au apărut 30 de arhive noi și fonduri, arhive și fonduri, fonduri ascunse. E aici familia Murgescu, cei doi frați, Andrei și Barbu, fiii lui Carmen și Florin Murgescu. Ei au ce a avut Monseniorul la piept? Prețios, poze de familie, pașapoarte, scrisori gravisime către regele Ferdinand, în care cere să facă ceva, să începe în relațiile diplomatice cu Vaticanul, acum e momentul. De la ei avem. Dacă nu chiar și către Regina Maria, care zice, vă las moștenire, opera pe care am început-o, eu sunt, era atât de supărat, credea că va muri. Și a scris și testamentul, pentru că în România opera lui sub Nels era în pericol. Din toate acestea, noi am să punem cât mai mult, dar oamenii n-ar fi luat seria Ghica, volumul 1, volumul 2, volumul 5, și atunci hai să mergem pe Monseniorul și, în fond, voia Costumovici a dus bătrân fiind să regiseze pe Constantin Florea. Aici, de față, se află nepoata celui mai prețios, Ruxandra Gorca. Mă trag să, dacă vrea să se ridice picioare. E student, acum a terminat. Ea a sunat și a lăsat un plic la voia Costumovici vreo 5 ani după ce murise. Și eu, sau 4 ani sau... Eu m-am dus într-o zi, eram fundată în cutia poștală, am găsit o scrisoare, am contactat-o și mi-a dat cele mărturii unui om care, spre deosebire de toți ceilalți deținuți politici, a fost fascinat de Monseniorul Ghica și spune tot ce făcea. 6 mărturii. 4 scrise, 2... Și descoper acum un coleg de facultate, domnul Ion Mingă, îmi spune că el a fost elevul lui profesorului Costache Florea. Dacă, și bun, fiul lui este filozof la Liceanu, a tradus pe Heidegger. Deci, bun. Și atunci, hai să-l prelungim, că părinții mei au luat contact cu martor, cu Grigore Ghica, care l-a descumat. Poate nu știu eu unde e Monseniorul. De ce este azi la Belu?
Eu aș vrea să știu de ce e Părintele Haider la Belu și știu de la Părintele Bunii atât că el l-a dezgropat pe Părintele Chira, cei trei preoți morți în închisoare în locul Monsignorului Dica. Trei. Deci despre Părintele Haider nu știu de ce e acolo. Sora mea trăiește, o să mergem la ea. Dar nu ne lasă beatificarea. Beatificarea nu ne lasă să nu avem contact cu nimeni, nu mai avem prieteni, nu mai avem nimic, dar ne-am rupt toate legăturile ca să terminăm dosarul. Ei, și hai să continuăm ce a făcut Horia Cosmoli. Și el a început să strângă date. Hai să mergem și participam la miracolul ăsta al arhivelor și al descoperirii martorilor în viață. Și imediat, sper că sunt trei deținuți politici foști aici, distinși oaspeți care au un trecut de închisori și de chin, l-au văzut pe Monsignor Dica în închisoare, sunt trecuți în carte, domnul Marcel Petrișor, domnul Demostene Andronescu și domnul Valentin Cantor. Și le pregătesc aceeași întrebare la toți. Ținând cont că lucrurile se amestecă în capul unui om chinuit în închisori, cum se face că își amintesc de Monsignor Dica? Deci asta va fi întrebarea. Fiindcă puteau să uite. Și atunci, de ce era când mă întrebase Părintele Luc Duquesne, de ce e Horia? E Horia Cosmovici, el a început și nu e cumva o afacere de familie, dacă vreți. Azi continuăm treaba și cartea este a Bisericii, pentru că a fost citit fiecare paragraf echilibrat, corectat de profesor universitar Francesca Bătăceanu, Monica Orșteanu, francez, cetățeanul francez, absolvent licențiat în istorie la Paris, Luc Verly, și nu am viață ușoară cu Luc Verly. Să ferească Sfântul, să exagerez ceva sau să n-am bază documentară. Și tatălui care corectează și răscorectează documente franceze, Ghica, domnul Verly, Iulia Cojocariu, care a fost așa lucru de sclav ce a făcut, că trebuia să iasă, fiindcă așa cerul postulatorul. Deci cartea s-a născut în urgență, reprezintă cam ce putem noi spune pe linia actelor, cum ziceau prin primele Imperiul Roman, proconsulare, pentru care creștinii plăteau niște bani grei câteodată ca să le obțină, noi le-am obținut cu timp greu. Acum 3 ani au apărut. Acum 3 ani și în 2008, da, actele care arată de ce a fost arestatul Mendes. Care e minunea așa, minunea? Care este surpriza? Este că constatăm că dosarul Monsignor de Ghica, actele proconsulare, ne duc la momentul rezistenței întregii biserici catolice. În fața eforturilor securității de a rupe de Roma și de a crea structuri, grupări, dacă nu chiar o biserică schismatică. Și încet a trebuit să-mi revizuiesc toate. Vă spun că am întrebat, de exemplu, nu mai aveam de ce. Doamne, au fost arestați toți pe episcopii romano-catolici, da sau nu? N-a știut nimeni să-mi spună. L-am întrebat Andrei Moisin, după o vreme mi-a spus, da, Paha a fost ultimul, că s-a ascuns, că nu sunt. Acum știm că toți episcopii romano-catolici au fost arestați, deci biserica catolică nu a fost tolerată, ci trebuia să fie tolerată o biserică ruptă de Roma și cât se poate de rămână în securității. Deci nu a fost tolerată. Că biserica greco-catolică suprimată și biserica romano-catolică deloc tolerată. Și cred că pe sacrificiul celor din închisori au căpătat energie cei care au rămas afară și au zis că fac ce pot ca să trecem. Nu sperau să ieșim. Monseniorul Iovanel este un om extraordinar de simpatic. A meritat publicate. Așa, deci, Monsignor Ghica, că toată lumea zice, a murit, a fost prior bun, dar omul s-a avut un dosar. Și creștinii alergau să-i găsească dosarul. Și i-am găsit dosarul. Și dosarul e foarte complicat. Și dosarul spune că el, văzând că se apropie momentul de creare a unei biserici schismatice, a intrat în joc, prin intermediari, atât cu Părintele Menghet, cât și cu Roma, deci a expus, pentru că el era foarte prudent, securitatea n-a știut ce a făcut, n-a știut ce a scris, cui a scris, dar l-au descoperit pe microfoane, că dacă ieși în piața publică și spui, faci un... El a primit, cineva spunea, am vrea să vedem la Roma tot ce a scris, ce m-a scris, dar el a primit un mandat personal de la Roma pentru conducătorul clandestin al Bisericii Catolice. Să nu ne sperie cuvântul ăsta clandestin, nunțul Rohara,
scrie la Roma raportul lui după procesul nunțiatorii, zice: sigur, noi am lucrat și clandestin, dar în interesul religiei, dar nici vorbă de social-politic. Avem, deci, 80 de dosare de securității parcurse, cercetările din închisoarea Jilava, dialogurile cu oamenii pe care i-am descoperit noi, care l-au văzut. Aș vrea să vă spun că dosarul primului beatificat în România, maghiar, Bogdan Fi, nu sunt sigur acum, dar cred că are un martor de auditul. Și noi avem 14 de visuri, din care 7 sunt în viață. Cumva, Monsignor Vica, Dumnezeu a permis să avem, adică avem nevoie, pentru că asta soția mea, aș vrea, dar nu vorbește ea în public, descoperim că el și-a folosit talentul, că era totuși fiul de domn ai Moldovei, țării românești, pentru biserică. El a pornit ideea cu relațiile diplomatice, a pornit concordatul, a stimulat să se construiască Biserica Unită la București, a stimulat Pius Romeno prin canonicul Bunea, nu vorbim de opera de caritate, a constatat că ce asta, că avem noi catolici străini aici, dar Biserica Catolică trebuie să lucreze prin români, ceea ce se întâmplă astăzi, și datorăm foarte multe, o listă întreagă de puncte, e foarte mare. Și soția mea spune că ea crede că a văzut că de la 20 de ani, când a devenit el catolic, că el era sfânt. Să știți că are miracole și în închisoare și înainte. Și așa. Și noi am adăugat în cap pe agendele Monseniorului să vedem ce făcea în România, ca ce spune Benedict al XVI-lea. Sfințenia e foarte modestă, simplă, parcă recent a spus. Ce făcea? Mergea la bolnavi, mergea, spovedea, împărtășea, formase tineri, acum nu studia, nu timian. Dar când l-a chemat biserica în pericol, s-a aruncat. Și spune lui frate, sau acum sunt vizați. Sunt vizați. Această idee a acestei coperte vine de la niște un centru de cultură ortodox. Nu intru în detalii, acum. Și spuneam asta la statuia de cel mai bine spiritualitatea Monseniorului. Și de ce? Dacă vă uitați, am trecut noi aici. Gheorghe Anghel s-a întâlnit de 10 de ori cu Monseniorul Ghica. Vedem în sinteza din Caritate. De 10 de ori. Atunci a avut timp să vadă și a scos această minunată... Avem fotografii, avem inedite tot de la familia Murgescu, avem structura și celulele din care a trecut. Mă întreba chiar un coleg de echipă, dar nu mă interesează foarte mult celulele. Cum să mă intereseze celulele? Păi dacă un martir a crezut, ce-au făcut Sfântul Petru, l-au postând pe forțile, l-au luat din pământul primitiv și l-au băgat în circul maxim și l-au băgat în groapa primitivă, de unde Constantin cel Mare l-a luat din pământ și l-au băgat într-o pânză. Imperiul Roman era sărac, cu fir de aur, în purpură, și l-a pus în locul lui, unde a fost găsit, acum un număr de ani. Păi și noi acum mergem să vedem pe ce celule a trecut, facem un fel de cale a crucii cu Monseniorul Ghica. Și eu simt că trebuie să facem același lucru și cu Părintele Haider. Avem scrisori de ale lui, trăiesc niște, am 7, 8, 9 scrisori, care tot au... Adică biserica își descoperă, datorită dosarului securității, își descoperă istoria pe care nu știa. Eu, când am aflat că Elisabeta Castel trăiește, am întremenit. Vedeți, și Părintele Ciobanu a publicat, mi se pare, chiar un interviu cu Elisabeta Castel, dar nu. Până în clipa în care episcopul, arhiepiscopul, nu a fixat, începe, căutăm, cercetăm, nu prea nimic cam așa, nu știu. E în clipa în care a hotărât, vin valuri, informații, arhive, documente, și echipa e de calitate, dar poate mai sunt nevoie de lucrători și... Mulțumim tuturor celor care au colectat, aveți o carte, deci a bisericii nu e cartea noastră, nu e a Zboria Cosmovici, nu e a familiei Cosmovici, ci este adunată cu respect din lucrurile care le vin într-un fel de sus. Eu vă mulțumesc și în momentul potrivit aș dori să spun câteva cuvinte cei trei martori. Acum, atunci, dacă vreți să veniți, că întrebarea mea, cum se face că n-ați uitat domnul Petrișor, de exemplu, domnul? Cum de n-ați uitat de Monseniorul Ghica? Veniți aici.
rugă acolo neapărat. Să vă rugă lumea. Și foarte interesantă și lucrurile de simțire.
cartea respectivă, dar pe mine ce m-a mirat a fost la un moment dat când spunea și sfârșitul vieții noastre se referea, de fapt, la viața lui. Eu aș vrea ca să fiu înmormântat undeva, unde să nu se știe unde sunt înmormântat și să fiu înmormântat între cei care nu mai sunt, chiar dacă, mă rog, atunci avea mult să mai moară dintre cei care îmi veneau și să ajungă la Jilava, în groapa aia, nu comună, dar în orice caz, în cimitirul ăla în care lucrurile erau foarte amestecate. Dorința lui era să moară printre cei, mă rog, martirizați în închisorile respective de Jilava și știu eu care mai Bucărești, eu care mai și atunci acolo morții se îngroape. Se moară, să nu se știe unde este îngropat și să fie îngropat între cei pentru care și cu care împreună a suferit. Astea sunt cele două lucruri care mă fac așa să mi-aduc aminte să nu uit și să mă întreb, Doamne, oare așa să fie pentru fiecare dintre cei care a trecut prin ceea ce a trecut? Gândul că ar fi bine să fim necunoscuți alături de cei cu care am mers spre cunoaștere, spre necunoașterea respectivă. Astea sunt cele două lucruri pe care mi le amintesc. Sunt sigur că dacă Vaticanul cred că va avea nevoie de cineva ca să adeverească dintre ce mii chestii asta, trebuie să-l găsească pe acest bonciulică, paznic și eu, dacă o mai trebuie, că nu cred că mulți dintre cei pe care știu nu mai sunt în viață. Dar să oprești punctea când îi lovești pe toți și să nu dai într-un moment. De ce? O semnă era că nu putea să lovească cineva în Sfințenie. Cu atât mai mult cu cât era și epoca în care spuneau explodatorii, cei care v-au făcut, v-au trezit, nu știu ce. Iată că acest om, lucrurile, în pofida a tot ceea ce se spunea și s-a spus la prieteni, omul n-a putezat să lovească. Și am mai văzut poza pe care domnul Cosmovici ne-a arătat aici, Monseigneur în fața încetatorului. Este imaginea pentru cei care au trecut prin anchete și nu știu. Mă rog, își dau seama cam ce înseamnă o anchetă în perioada respectivă. E confruntarea Monseigneurului ca și cum aș fi spus, acum când văd mai ales cu dracu. Dom'le, cum îndrăznești? Acum te prezinți în fața mea. E o confruntare în care nu se vede deloc frică, ci mai mult interogare din partea lui la adresa încercatorului. Lucru pe care nu putea face decât un om care, pentru care statutul de sfânt sau sfințenia îi stătea în față. Așa că bunul Dumnezeu, de fapt, după ce și porurile noastre lumești și vor spune ce au de spus, cred că va aproba încrederea pe care și considerația pe care noi am acordat pe cei care am fost în ea. În ceea ce privește și la fel și acum întrebându-mă așa ce contribuie la se vorbește despre martirajul respectiv, antecedenți Sfințeniei. Cred că, într-adevăr, celulele alea ale Jilavei au contribuit foarte mult la ceea ce s-a numit cadrul în care cineva poate ca pentru o probă să treacă de chestiunea respectivă și să fie considerat, într-adevăr, ca un om care și-a luat și acest examen cu bine. Restul, sigur că mai mult aș fi de spus, mai spun și prietenii mei și eventual pentru cei care sunt interesați de chestii.
chestii mai subtile și de anghete, după ce, mă rog, noi până mai trăim în viață, mai putem vorbi. Sau nefericire, am fost și eu în perioada respectivă, am trecut prin Jilava, unde n-am stat prea mult, am stat mai vreo 3 ani în Jilava. Închisoarea am făcut 12 ani, dintre care 3 în Jilava, restul pe la Iud, pe la Iud, Ghela... Ține lângă Buze, că altfel nu... Da. Aliud, Ghella și Tânăr de închisori de lumea țară. Pe Monseniorul l-am întâlnit în celula numărul 9 a reduitului Jilavii, unde eu am fost scos în toamna lui 1953 pentru procesul Jilava, avea două secții, secțiile 1 și 2 erau pentru eram încă la dispoziția securității, primea securitatea și ne făceau anchete, iar reduitul, când se termina ancheta, se trecea la reduit la dispoziția procuraturii, care rețin tocmea actele pentru trimiterea în judecată. În camera nouă a reduitului, era fel de fel de oameni. Erau în camera aceea în care ar fi putut trăi așa, decent, cel mult 40 de oameni, decent, gânditul în închisoare. Eram vreo pe 20 de oameni în camera aceea. Se dormea cu schimbul la un moment dat. Nu aveam tot locul pe partal, erau 40 de locuri, restul erau sub partal, deci pe ciment sau la șerferie, cum se zicea, la intrare și pe lângă tinetele de bucării sau bucării de altă, iar mulți rămâneau fără și chiar dormeam ziua, dormeam cu schimbul. M-a tratat la un moment dat pe un partal, partalul era pe două etaje, în partea de jos, un bătrân cu barbă. Nu era nici tuns, de altfel nimeni. Jilava nu ne-a tuns decât după ce am plecat din Jilava. Cu plete și am întrebat cine e. Am întrebat cine e și mi s-a răspuns Monseniorul Ghica. Vă mărturisesc că la ora aceea nu prea știam prea multe despre Monseniorul Ghica. Știam despre familiile Ghica care au fost familii de dormitori în țară, știam, însă de Monseniorul Ghica nu știam prea multe lucruri. Însă m-a tratat în peisajul acela uman, care eram țăran, eram muncitori și majoritatea eram studenți, din cei 120 câte jumătate erau studenți, m-a tratat acest bătrân care mi s-a părut de la început foarte suferind, în sensul că nu se mișca, era închisă în pat și nu se mișca decât ajutat de niște vecini. Pe urmă mi-am dat seama că cei care îl ajutau erau niște țărani din Delorman, îl ajutau ca să, când va avea nevoie să se scoale, să meargă la pimentă sau când să se facă 2 pași în cameră, luau de subțiori 2 zdraponi de aceștia de zdraponi și îl ajutau. Și m-am tratat lucrul ăsta și eram, acolo l-am cunoscut și pe amicul meu, pe Deșor Marcel, și era, el era într-un grup nițel mai de elit, era Puiu Cotruș, nepotul poetului Cotruș, era
Matei Boiler, viitorul Părintele Boiler, fratele lui, și era doctorul Iencica, era un grup mai de elite de intelectual, de altfel se și făcea inițial așa în glume, că erau crema societății respective. Jucau brici. Și făcuse cărți din lemn, se luau o bucată de praf care se pliva cu aripunul și se vedea cu o sticlă și se le-au făcut cărți și se jucau brici. Ăștia și cel care mi-a dat relații mai detaliate despre Monsenior Vinit a fost Puiu Cotruș, care ardelean fiind și fiind în legătură cu catolicii, era cunoștea mai bine. Și apoi mai bine am aflat despre Monsenior Vinit de la domnul Horia Cosmoviș, cu care am stat vreo jumătate de an, dacă nu mai bine, la Vierla în 1955. Și atunci am cunoscut eu cine este Părintele Monsenior Ghica și care este și opera pe care am deprinit-o el. Sigur că atunci când l-am văzut prima dată, pe mine m-a impresionat foarte mult că îl vedeam pe suferă și știu că la un moment dat, după amiază, când eram nițel mai bine și m-am dus lângă el în pat, am rugat pe țăranul care se dea lângă el să locul și am stat pe 10 minute de vorbă cu dânsul și am discutat, nu știu, orice caz n-am discutat, nici politică, nici teologie, nici n-am discutat despre suferințele noastre zilnice de acolo. Sigur că acțiunea care se face pentru beatificarea Monseniorului este o acțiune lăudabilă, pentru că lumea astăzi, mai mult ca oricând, are nevoie de modele. Și modele nu pot fi date decât de eroi, martiri sau sfinți. Și cum noi avem și eroi de sfânt, și martiri și unii sfinți, că sunt oameni care au chiar din rândul greco-catolicilor și din rândul catolicilor. Când în închisoare, să știți că nu se făcea nicio deosebire. Eu n-am auzit făcându-se deosebire între catolici, greco-catolici și ortodoxi. Era o frățietate chiar în rândul țăranilor români, care înțelegea că când venea un preot, ani se bucurau toți. Nu se întrebau ce e catolic sau ortodox. Aveau un preot lângă ei, cărora unii se chiar au avut perioade de post, în ajunul Paștelui, unii se chiar se spovedeau și eu n-am văzut, dar se spune că era și un simulacru de împărtășanie, pâine păstrată și sfințită de o figură mai reprezentativă a preoților de acolo sau asta și dădea omului împărtășania. Erau unii care, mai ales dintre tinerii care au trecut prin Pitești. Eu am cunoscut câțiva dintre ei care se salvaseră, au trecut prin grozăviile la Pitești și se salvaseră datorită credinții și legăturilor care au păstrat cu credința în care se născuți. Am cunoscut unul care, din cele 18 ore cât stăteam stare de veche într-o celulă, el 10-12 ore era în continuă rugăciune. Se plimba și de mâna se cunoștea acatistul Maicii Domnului, se cunoștea pătrunsese de la preoți, mai găsese de la veche pusicăriași în saltele, unde s-a găsit chiar și o Biblie, care a fost, la un moment dat, a fost confiscată de
oficialități au găsit-o la Vinii și a fost un caz extraordinar. Au venit de la Ministerul de Interne din București să bată că bandiții au pătruns cu Biblia în chisoare. Și omul acesta pe mine m-a impresionat extraordinar că în Săptămâna Mare, de exemplu, de luni până duminică, până când era la 24, el postea. Nu că absolut nimic. Bea numai o cantitate de apă care nu bea și nu și ne ajutea porția de mâncare celorlalți pe care îl considera el mai e. Și am făcut digresiunea aceasta ca să accentuez că este nevoie, lumea de astăzi are nevoie și mai ales tineret, are nevoie de modele. Ori modelele nu pot fi date decât de o figură ca Monsignor Ghica, de o figură ca Steinhardt. Și, slavă Domnului, sunt destui și mai mărunți, care, oameni simpli care n-au ăsta, care au dus o viață exemplară și care au ieșit afară. În general se spune că suferința înrăutățește de om. Să știți că nu e adevărat. Eu cunosc oameni pe care suferința i-a înnobilat. Pe toate dintre prietenii mei și asta, suferința i-a înnobilat. Mă duc aminte o strofă dintr-o poezie. Durerea rupe gălci din tine, nu alunga, sporește în sânge. Închinga ei te strânge bine și plângi dacă îți vine a plânge. Deci, oameni care au ieșit în închisoare, aproape sfinți. Acest băiat pe care l-am pus, pe care îl chemam, că a murit Dumnezeu să-l odihnească, și pe patroc bucur, a ieșit ca un sfânt. Și avea trecută pe Pitești și avea, era hotărât să se călugărească. Până s-a arătat, când a ieșit în 64, era situația aia, în mărțerile de sinitate, nu știu ce, n-au, s-a dus la o mărțire pe neam și tot a fost dat afară de acolo, a fost a venit cu stare de sinitate, o stare respectivă, și până la urmă omul și-a făcut o situație în viață, s-a căsătorit, a avut un copil pe care l-a crescut cum trebuie să crească și care e mândru de trecutul tatălui său de Călina Tatălui. Așa că această acțiune pe care o face dumneavoastră este o acțiune benefică. Trebuie să avem, care să fie și poate atras, pentru că până la urmă Sfântul lui Sfânt în piața că e uitat de lume. Vă așteptam, doamnă, de mult. Așa dați-vă un pic și după aceea... Da, am fost la același timp și l-am văzut de câteva ori. Stăm de vorbă cu aparat. În vizoare. De București și mi-am parat vorbim. Eram la Jilava, în camera cu acel petișor și cu domnul Steni. Într-o bună zi, s-a deschis ușa și a fost introdus o arătare, pot să spun, care a stupefiat mulți. De ce? Nu-ți venea să crezi că un om care a arătat cum a arătat Monseniorul poate fi constrâns, forțat, ucis cu încetul, zi de zi. De ce? Era ucis pentru că
era alimentat, cum era normal. Era ucis pentru că nu era îmbrăcat. Și îmi puneam, uitându-ne la el, oare e posibil până la această cruzime au ajuns să se răfuiască cu o ființă care arăta cum arăta, dar arăta impunător totuși. S-au sfătuit ceva colegi de cameră și i-au cedat un loc pe pticiul de deasupra ca să sufere mai puțin de frig. Căldura emanată de corpurile noastre făcea temperatura camerei să nu fie coborâtă nici iarnă. Eu eram în piciul de jos și mă uitam din când în când către locul unde a fost plasat monseniorul. Și cam de fiecare dată vedeam că fie un vecin imediat, ori altul mai îndepărtat, se tot stăduiau să-i vorbească, să-i pună întrebări. Deci, câțiva dintre noi și-au dat seama, dacă nu au știut chiar mai multe, ce personalitate mare reprezintă. Încetul s-a dus vestea pentru toți că e un om foarte umblat. Dar de ce au căutat cei din regim să-l coboare forțat în acele condiții fizice, nu știam. Văzând că este așa de solicitat, pe de o parte, pe de altă parte, se obosea foarte repede. După două, trei fraze, se oprea. După aceea continua să răspundă la întrebare. Văzând această curiozitate a multora de a sta de vorbă cu dânsul, mi-am propus să-mi amân și eu curiozitatea câteva zile, până când curiozitatea altora se mai domolește. Și am greșit. Am greșit pentru că după puține zile l-au schimbat, l-au dus în altă cameră. Mi-a făcut un amarnic reproș că nu am încercat. Dar nu ai controlul asupra ta, asupra dorințelor tale în situațiile, în condițiile mușcărie. După câteva săptămâni a venit un zvon că monseniorul nu mai este printre noi. Am fost cu atât mai mult întristat că nu am apucat să vorbesc cu dânsul. Așa s-a procedat că după decapitarea intelectualității din România, în paralel cu această decapitare, să fie și elita spiritualității să fie decapitată în România. Roma nu a avut divizii, cum a ironizat Stalin, dar spiritualitatea a învins fără divizii. Și iată, suntem aici, într-o adunare memorabilă. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne putem vorbi. Să-l iei.
sigur că ți-a vorbit, ca să mai adaug câteva cuvinte, dacă să adaug și eu câteva cuvinte. Deși azi am aflat că Monseniorul Ica spunea că gândești mic și tânăr înveți să vorbești, când ești mai bătrân înveți să taci. Dar acum, la provocat, să spun câteva cuvinte în care să le mulțumesc celor care au lucrat și lucrează în continuare pentru cauza de beatificare a Monseniorului Ica, apostolatorului și celorlalți care îi vedeți alături. Și sunt de acord cu ce s-a spus mai înainte, cu ce a spus dumneavoastră mai înainte, că nu sunteți de acord că trebuie numai decât ca Vaticanul să declare Sfânt, pentru că este deja. Da, așa este. Nu trebuie numai decât. Dar dacă o face, e mai bine. Și e un lucru la fel de adevărat că spunea cea doilea părtitor de Maspetri, că Sfinții sunt Sfinți chiar dacă nu declară nimeni că ei sunt Sfinți, nici iar noi. Ei sunt acolo, ei sunt Sfinți. Și nevoia aceasta de a avea modele. Deja Monseniorul Ica este 100% un model. Este un model. Și voi care ați stat alături de dânsul, ați simțit altfel puterea modelului acestuia care se cheamă Vladimir Ica. Noi o prindem prin mărturia voastră, prin mărturia altora. Și să mă întorc la carte și să termin, da, evaluarea cărții, dacă nu o spuneau nu mi se spunea să spun, veneam să spun, valoarea cărții stă tocmai în mărturia pe care o aduce autorul, Horia Cosmovici, pentru că l-a cunoscut nu prin intermediar, nu din citite, auzite, ci direct, așa cum ați făcut-o și voi. Și de aceea este valoroasă mărturia aceasta pe care ați adus-o în fața noastră. Ea ne întărește în aceeași convingere că înainte, în timpul și după ce Congregația Sfinților se va pronunța, rămâne valid același adevăr că Monseniorul este un sfânt și este un martir. Noi nu avem cum se credenia de a face o declarație publică și universală pentru acest lucru, dar o credem. Mai este cineva care... Dacă permiteți, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Mă numesc Pamplescu. Fac parte din lotul Pântuiosului, cum s-a numit pe vremea aceea, lotul de state pușcăriași, din care făceau parte patru vizitiți călugări, frate ai scolilor creștine ai Ordinului Sfântului de la Sal, fratele Augustin, fratele Dominic, fratele Florentin și fratele Tiberiu, pe care sunt convins că mulți dintre dumneavoastră îi cunoașteți, și doi tineri, unul dintre ei, Sfânt și Sufletat. În această calitate, vreau să spun câteva cuvinte, numai două, trei lucruri. Primul, că așa cum excelența ta a venit pe lume cu prea puțin timp înainte de a pleca din această lume posteriorul Ica, așa și eu am întârziat, ca să-l pot cunoaște, nu aveam decât 11 ani atunci când l-am întâlnit în fața bisericii San Bărzan de Pol, biserica franceză, cum se numește acum, când eram într-o plimbare cu profesorul și mentorul meu, cu Dr. Augustin, care de atunci era simplu călugăr, un copil pastor, școlă creștină,
care avea o placă de care se ocupa în mod special. Și care multe ori mai avut timp ca să ajungă director la liceul Sfântul Andrei și multe ori la liceul Sfântul Iuliu. Sigur că Monseniorul Vica era în rata aceea folosită pe care să vorbește asta. Dar era, cum să spun, avea numai bunătate și o prestanță cu totul de obicită. Iar Brutăr Augustin era și el în rata așteptă, să cunoșteam. Sigur, am oprit câteva minute, două, trei minute. Nu mai țin minte ce vorbe a schimbat Brutăr Augustin, Monseniorul Vica. Țin minte numai că m-am luat și pe mine pe creștetul capului și pe păr, care, nu o să mă pierd să credeți, dar era mult mai bogat atunci, și o sulare. Oricât de greu a fi de văzut, asta am fost. Și, da, și după aceea ne-am despărțit. Ulterior, în timpul de veste, am făcut cunoștință și am fost foarte strâns legat, o să zic, de prietenia sonată cu fiul Ion Chiricoan, cu cel care a devenit ulterior, Monseniorul Lazar, Cărtunia. Și din această cauză am îndrăznit ca să apară fața dumneavoastră, pentru că mi se pare că această carte, care e o carte cum n-am mai citit până acum, o carte care cuprinde esența spiritualității, care cuprinde o frumusețe de stil excepțională și care are și o rigoare educată și conștiinție științifică când a prezentat faptele. În această carte nu sunt pomenite minunile făcute de Monseniorul Vica după moarte și același tipul vieții care nu au fost susține. Poate că una dintre ele, poate zic, nu pot să pun dura tot, a fost și a faptul că, prin această binecuvântare care mi-a dat-o nouă atunci cu 15 ani înainte de a fi arestat, am reușit cu toții din acel loc să ieșim sănătoși din pușcărie și nu numai atât, să considerăm acea perioadă ca o perioadă de binefacere și ca o perioadă de binecuvântare. Poate că e chiar meritul Monseniorului Vica. Acum am văzut că a fi posibil de el. Dar eu din gura părintelui Lazar, deci de la cel care a fost chiar subiectul unei minuni, o minune pentru care pot să pun, să zic așa, și eu mâna în foc. Deci nu a fost el. Monseniorul Lanca, care atunci era simplu desinuț între noi grante, și o fie vorba de dânsul asta, 16 ani de închisoare, așa, a avut un accident în fabrica de dublărie unde lucra la Aiuri, și s-a accidentat mâna, care s-a infectat și să gangrenase total. Era complet, dacă bine, dânsul avea niște dureri extraordinare. Și văzându-l autoritatea sanitară care era închisoare la vremea respectivă, a spus, domnule tovarăș, cum le-a spus celor gardienilor, mâine luați și duceți la spital. Voi avea ca să fie amputată mâna, pentru că altă posibilitate nu mai există. În cursul nopții, domnul Lanca a avut un vis, i-a apărut Monseniorul Vica, care i-a spus, fiule, fii liniștit, domnul nostru mai are încă multă treabă de făcut cu tine și e nevoie ca să rămâi întreg.
doua zi de dimineață, au venit gardienii, l-au luat pe sus și l-au dus la spital ca să-i amputeze mâna. Când i-a scos zelia după umeri și dacă se vede, doctorul a început să-l jure și s-a întors către gardien și le-a spus: unde vă e capul ăla? Pe cine mi-ați adus aici? Nu vedeți că ăsta nu are nimic, e complet sănătos? Și într-adevăr, era complet sănătos. Nu, n-a avut nimic. Vreau să închei această mică relatare din partea unuia care a fost cât de cât puțin timp în aceleași condiții cu cei care au vorbit înaintea mea și care, întâmplător și asta, poate că e drept de reținut, a făcut închisoarea în aceeași incintă a forțului și la vară și la aceeași cameră de care au vorbit alte vorbitori, timp de câteva luni, nu numai eu, tot Lotul nostru, împreună cu celebrul Lot, pe care poate că ați auzit, Lotul de Lungul la Prinț, al Ortodoxiei. Și cum a spus alte vorbitori, ne-am înțeles foarte bine și Brutăl Augustin a stat chiar de aceeași celulă câteva luni, sigur, cu Părintele Sofian, care a fost unul dintre conducătorii. Da, ce vreau să spun? Că domnul Emanuel Coscovici, în nota introductivă, a mulțumit cu foarte multă atenție la toți cei care au colaborat la această carte. Și sigur că merită cu prisosință aceste mulțumiri. Dar nu știu în ce măsură și cine i-a mulțumit dânsului personal și soției dânsului care au continuat această operă începută de tatăl de-a lor, sub îndrumarea și protecția și generozitatea arhiepiscopului nostru, căruia și eu vreau să-i mulțumesc, nu numai în numele meu, și și numele grupurilor Legio Marie din București, Târgoviște, Ploiești, Craiova, Iași, Bacău și din și Roman și în numele Asociației foștilor elevi ai școlilor arhiepiscopale și în numele Organizației Catolice. Vă mulțumesc! Deci, domnule, domnule Amzulescu, e foarte prețios ce ați făcut acum. Noi nu putem să punem, știți cum, să cer comisii, ca la Lourdes. Monseniorul n-a avut comisie după el. Dar e foarte important să existe faima de intercesiune. Și eu personal sunt perfect convins de întâmplarea cu Monseniorul Langa. Cu atât mai mult cât în sala asta există o doamnă care cu copii chinindu-se pe stradă l-a văzut de două ori pe Monseniorul, dar ea nu vrea să spună și nu vrea să povestească. Și mai e cineva, care, domnul Buraga, l-a văzut de vreo trei ori pe Monseniorul, după ce murise. Deci e foarte prețios și, repet, eu am văzut-o pe Lucia Florei, Santa, ani de zile la Cioplea. Mi-a zis, am fost cu Monseniorul și nu m-a pus în mișcare. Credeți-mă, am fost pus în mișcare peste voia mea și toți, în momentul în care episcopul a zis, începem. Până atunci, nu auzeam de dorit de auzit și mă auzeam. Așa că ați spus lucruri esențiale și vă mulțumesc. Înainte de rugăciunea finală, Părintele Fabian vrea să facă un anunț. Vreau să le amintesc că, de fapt, astăzi este
ziua trecerii la Domnul, la Monseniorului Vladimir Chica. De câțiva ani ne întâlnim la Sfânta Tereza și după aceea la mormântul Monseniorului, pentru, atât pentru Sfânta Liturghie și pentru a recita rozarul la mormântul Monseniorului. De aceea, mâine seară, vă invităm să veniți la Biserica Sfânta Tereza la ora 18 pentru Sfânta Liturghie. Iar îndată după Sfânta Liturghie ne vom îndrepta spre mormântul Monseniorului pentru a recita Sfântul Rozariu. Încheiem aici, iar la ieșire, cine dorește o prăjitură și o pahar. Hristos a înviat!